Adi, vreau să le mai arătăm celor de acasă două, trei detalii apropo de cazul Caracal, un alt caz care stă la, în prim plan, așa în vizor, și și acolo am senzația că o să dureze atât de mult timp încât vom fi uitat drama și cum s-a simțit povestea Caracal în fiecare dintre noi, pentru cei care au avut curiozitatea să afle cum se simte. Un caz Caracal care e departe de a fi finalizat, a fost scandal și la cel de-al cincilea termen, mătușa lui Zeimelencu a aruncat cu o sticlă în mașina care îl transporta pe Gheorghe Dincă. Iar familia acuză că acesta a devenit, citez, nesimțit și impertinent pentru că judecătoarea îi permite. Mai mult, avocata familiei a cerut recuzarea magistratului în vreme ce Dincă vrea ca procesul să se desfășoare în alt oraș. De recuzare, da, de un alt coleg de al judecătoarei. Da, deci tot aici. Da, 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 da. Și pentru veniți la curtea de apel? O să vin la curtea de apel și spun că în funcție de cum se comportă cu această situație. Dar nu pot, domnule, în momentul în care spune că nu mă interesează fetele. Deci am solicitat asistență juridică internațională, adică să se afle la ce posturi telefonice s-a vorbit, cu ce posturi telefonice s-a vorbit de pe telefonul Luizei după răpire. Au fost 6 apeluri de pe telefonul Luizei, în condițiile în care Dincă era într-o altă locație. Dacă am fi aflat cu cine s-a vorbit de pe telefonul Luizei, aflam cine a luat-o de fapt pe Luiza. Ei, doamna judecător, după ce și data trecută și de data asta a spus că nu interesează soarta fetelor, ai problema altora, dânsa are problemă să-l condamne pe Dincă și i-a sugerat lui Dincă să nu dea nicio declarație până când nu vor fi audiați toți martorii, și data trecută și data de astăzi, toți am fost de acord, inclusiv procurorul, să se facă această adresă către autoritățile americane, să ne arate cu cine s-a vorbit de pe telefonul lui Izei după răpire, în ziua de 14 aprilie, doamna judecător a respins, spunând că probele pe care eu le-am obținut de la operator în martie 2020 ar fi anterioare anului 2019 și au fost avute în vedere de procuror. O minciună crasă. Această judecătoare e depășită în realitate de evenimentele care se întâmplă în cazul, în dosarul Caracal. Pentru că tot timpul are anumite interese, înțelegeți, adică să tragă de timp, să cunoaște, înțelegeți, într-adevăr că protejează și menajează pe cineva. Dincă a devenit, adică, foarte impertinent și foarte nesimțit. Datorită acceptului care îl dă judecătoarea. Cum poți controla să te asiguri că se face justiție într-un caz atât de emoțional? Probabil că cei care sunt parte din proces, și mă refer la aparținători, mă întorc la Adi Cuculis, avocatul Adrian Cuculis. Povestea asta mie nu-mi sună bine cu termenele astea încete așa. În România totul e foarte, foarte, se mișcă foarte greu în instanță, iar cazul Caracal, măcar și din rațiuni de imagine, nu neapărat că ar fi trebuit tratat cu celeritate. Dar mi-ar fi plăcut să văd o energie care să mă ducă mai repede la o concluzie, pentru că e nevoie. Eu vreau să dau un exemplu ca să înțelegi de ce nu cred că o să vezi nici tu, nici nimeni din țara asta că se vor întâmpla lucrurile mai pe repede înainte. Tu știi foarte bine că de 11 ani de zile m-am luptat cu tot felul de abuzuri din toate zonele. Corect. Și în ultima perioadă mi-am pus așa ținta pe sistemul de sănătate. Probabil că ai văzut și știrea că acum vreo săptămână a fost arestat un bărbat care ne-a trimis mesaje de amenințare succesive, dar niște mesaje, cum să spun eu, din astea foarte urâte: mâine vin și te omor, bag cu titul în tine, cu subiect și predicat oliva. Cum ar fi? Perfect, ok. Știi cât a durat sau cât i-a luat parchetului să ia măsura reținerii? Uimește. 8 luni de zile. A, 8 luni de zile. Deci eu puteam să fiu mort de vreo 8 luni de zile dacă era după parchet cu toate dovezile depuse, și nu e vorba doar de persoana mea, este vorba de mine, colegi de-ai noștri, colegi avocați de prin consilii și așa mai departe. Explicația deci, logică a procurorului fiind că ce? Că nu l-a găsit acasă? Nu l-a... Nu l-a interesat. Ce mă interesează pe mine că l-amenință pe Cuculis unul că l-omoară? Nu mă interesează.
Eu am abordat cazul Caracal încă din prima clipă, din primul moment când a apărut și știi că atunci când faci o dezbatere la televizor sau indiferent unde o faci, trebuie să fii pregătit cu informații inclusiv din anchetă. Și am vorbit și cu avocații pe care i-au avut părțile în decursul timpului și am vorbit inclusiv cu persoane apropiate a anchetei și am urmărit cazul ăsta din aproape în aproape. S-au vehiculat acolo niște probe care ba erau... Că după părerea mea, așa cum am gestionat eu din exterior, bineînțeles, cazul și cum am putut să-l prezint opiniei publice, probatoriul adus de către anchetatori, pe lângă faptul că l-au făcut varză de la bun început și aduceți-vă aminte că au intrat acolo cu bocanci și fumau în camera unde presupus ar fi fost fetele reținute și așa mai departe, adică au distrus probe, toate lucrurile astea sigur că i-au întărit poziția lui Dincă de a face absolut ce a vrut el din ancheta respectivă. Și atunci au început tot felul de show-uri. Familia X care voia ceva, Dincă care părea că îi duce de nas pe anchetatori, acum vrea să strămute procesul, deși nu există niciun fel de fundament legal, că m-am gândit foarte bine și la aspectul acesta. Dacă vrei un răspuns de la mine, eu îți spun că o să treacă cel puțin încă 2 ani de zile, o să treacă cel puțin 2 ani de zile de acum de când vorbim, până când o să avem un deznodământ pe cazul Caracal, pe fondul cauzei, nici măcar nu o să fie definitiv. Și s-ar putea să avem o mare, mare surpriză acolo, așa cum cunosc eu probatoriul din dosarul acela. În sensul că... Dă-mi voie să te trag de limbă, ca să zic așa. Păi, în sensul că s-ar putea să nu se rețină acele infracțiuni pentru care a fost el cel puțin arestat și este reținut acum... Păi ce să se rețină? Că e domnul Dincă grizonat? Ce să se rețină? Că are o cămașă în dungi? Că îi place primăvara? Nu să vedem. Ancheta deocamdată s-a terminat, e trimis în judecată. S-ar putea să fie vorba acolo despre un trafic de persoane mai degrabă decât de un omor calificat așa. Ceea cum ce ar arăta de ce, ceea ce ne-ar explica de ce unele lucruri au dus fix către zona asta, pentru că pe mine m-ar interesa mai degrabă, ok, dacă a fost o crimă, cred că s-ar fi știut până acum cu probe concludente, clare de la A la Z. Dacă a fost un trafic de persoane, atunci pot înțelege interesele, banii care exact circulă, teama oamenilor de a vorbi, teama procurorilor exact și a magistraților din zonă, că nu e ca la București, deși și la București ai acces la unii și la alții. Și atunci, asta aș vrea să aflu, dacă chiar e trafic, pentru că dacă e, înseamnă că a fost, este și va fi în zonă. Erau niște dosare foarte interesante exact în zona respectivă și la DVSL-ul și așa mai departe, dosare care au fost, îmi aduc aminte acum, trăiesc un sentiment de deja vu de anul trecut, de fapt de acum 2 ani de zile de când discutam despre treaba asta. Dosare despre care nu se mai știe absolut nimic, care au fost clasate, care vizau anumite instituții ale statului ăstuia și anumite persoane care aveau anumite funcții. Și vezi, de asta e greu, e foarte greu dosarul ăsta, pentru că a răscolit așa un cuib de viespi și evident că au început să se apere și să scoată la înaintare, domne, Dincă este criminalul din umbră care a făcut și a deci nu știu ce. Individul ăsta, nu zic, sigur nu e ceva în regulă cu el, dar eu aș miza mai degrabă către zona asta a traficului, poate le-a și omorât atâta vreme cât există probatoriu să-l dovedească până la urmă procurorul care este acuzatorul și să-l stabilească judecătorul care dispune sentința. Însă există mari suspiciuni că de fapt s-au traficat multe persoane pe acolo prin locuința lui Dincă și sub mantaua asta protectoarea taximetristului bun care îi lua pe oamenii aia de-i ducea din stânga în dreapta în Caracal. Mulțumesc, Adrian Cuculis, avocatul Adrian Cuculis, mulțumesc. Urmărim cazul de la Craiova, de la Caracal, cazul care mi-aduc aminte și acum ce am simțit prima oară când l-am urmărit la televizor. Și știi ce mi se pare foarte trist, Bogdan? Și o să vedeți că și povestea următoare e una dintre cele mai emoționante pe care eu le-am citit și am citit multe astfel de situații. Ce s-a întâmplat acolo la Caracal, fără a putea să probăm, că evident avem această rezervă. Acolo ne-a arătat că sistemul are și o altă față și că funcționează.
inerțial, pe bază de bănuți, care circulă, la fel cum circulă și fetele. Sunt de interesele atât de mari. Cu cât mai mici, cu atât mai bine. Care este distanța de la primul caz de dispariție și al doilea? Că toată acțiunea asta s-a pus în mișcare de-abia după cel de-al doilea caz. Ții minte, știi ce m-a frapat pe mine în toată povestea? Și ții minte că efectiv mi-au dat lacrimile. La momentul la care am aflat că polițiștii erau în fața casei și stăteau să se facă ora 6 ca să nu deranjeze. Ca să primească ordinul exact de intervenție de la magistrat. Ferească Dumnezeu, spun din perspectiva femeii, ferească Dumnezeu, ai fată. Dar dacă un om, cum spunea Adrian Cuculis, tu înțelegi că este... poți muri cu dreptatea, da, în da. Mână.